Poliția, e aici! Poți să văd ce am făcut la skin? Să vedem dacă mi-a ieșit ceva. Habar n-am ce mi-a ieșit, cred că mi-a ieșit o porcărie. Sirena nu e schimbată cu roșu cum trebuie. Da, sunt vai de capul meu, deci nu prea mi-a ieșit ce am vrut să fac. Asta e o textură făcută de mine. Bă, arată mișto ăsta în față. Trebuie mutat un pic. Salutare tuturor și bine v-am găsit la minunatul joc My Summer Car. Avem o chestie, nu înțeleg de ce a rămas mașina lovită de data trecută. Așa rămâne aparent dacă o lovești și închizi jocul imediat. Chiar dacă n-ai salvat mașina, rămâne strâmbată. Nu s-a rezolvat nici până acum chestia asta. Nu știu dacă e considerată bug sau ce o fi. Avem tot texturile de România. Bă, uite chestia asta, mă uitam dacă am scăpat ceva, dacă mai era să arăt ceva. Am băgat noi moduri ca să avem ce face, să nu mă plictise, să nu fac nimic, să mă vorb ca prost în același joc. Și cred că o să bag și mai multe moduri. De exemplu, am văzut că e unul în care bag aici un ăla de ridică mașina, un lift, să ridice mașina, să nu stau să o bag aici, să cobor sub ea, bla bla bla. Dar până atunci să vedem, majoritatea modurilor ce le-am băgat sunt în casă. Bă, mă întreb dacă pot să sparg asta de electricitate, să fur curent, asta ar fi tare, mă jur. Mă uit ce mai e pe aici, în caz că am scăpat ceva. Harta României, după ce, cum bine știți cei care v-ați uitat înainte, am băgat texturile din România. Bă, n-am văzut, sincer, nu știu. N-am urmărit exact la textură, nu mai țin minte exact tot ce s-a schimbat, de-aia mă mai uit așa încă o dată, să nu fi scăpat ceva. Și cred că mai era și în camion ăsta ceva, sincer. Nu știu sigur dacă s-a schimbat astea. Bă, trebuia să fie ceva în camionul ăsta schimbat. Doar pe față, fie doar botul. Nu sunt sigur dacă e... Nu, bordul nu pare așa de schimbat. Poate într-o parte, știu că e schimbat aici, e matriculată în România. Dar cam atât, altceva nu văd mare brânză. Ok, deci înseamnă că altceva nu e. Și nu sunt sigur, tractorașul. Nu sunt sigur dacă am schimbat ceva la el, chiar nu mai țin minte, așa de bolovan sunt. Când am făcut schimbarea, bă, tractorul, nu mi-aduc aminte să fi fost murdar. Bine, nu e schimbat. Dar are numere, uite-mă că are numere de matriculare românești provizorii. Și cam atât are pe el. Are numere de București. Provizorii pe el. Îmi place că ăsta are numere de București. Doar mașina asta, Tsuma, e pe Ilfov. În rest toate sunt majoritatea. Am una pe Alba. Tare. Hai să vedem cu modurile cum stăm. Și primul mod care vreau să vi-l arăt, probabil dacă ați fost atenți la video, deși ați văzut că ce am băgat, am trecut pe lângă o chestie, dar unul foarte interesant. Pardon, am dat dita mai palma la microfon. Un mod foarte interesant, fratele meu. Cumpărăm mașină de cafea. Hai să cumpărăm mașină de cafea. Da, și cum cumpăr? Deci... Bum, m-am cumpărat mașină de cafea, am dat click. Și mai departe... Să mă arăt ghibelan. Mai departe chiar nu știu ce se va întâmpla. Need coffee beans. Păi asta nu mi-ai zis, boss. Și de unde iau coffee beans? Ești nebun la cap? Trebuie să mă duc la magazin? Bă, ești nebun, trebuie să mă duc la magazin. Ok, o să ne ducem repede cu teleport, că nu vreau să fac dita mai drumul aiurea degeaba. Uite, și asta ar fi putut fi schimbat așa. Nici nu merge selectat, what the fuck? Habar n-am. Cum am luat CD-ul prin perete? Nu pot să cred. Nu știu cum am luat CD-ul prin perete. Hai să mergem repede la un magazin printr-un buton, pentru că eu sunt magician. Și cu acest praf de copt, îl luăm și facem puf. Și pam, am apărut la magazin. e închis la magazin în cață. Și pe de unde iau cafea, bă, nene? Hai să vedem dacă putem să furăm. Nici aici. Bă, ești nebun, și ăsta e închis. Dar nu e deschis nimic? What? Bicicletă? Nu merge condusă. Era tare să meargă condusă. Chiar nu știam de bicicletă. What? Prima oară când văd bicicleta. Chiar nu știu când s-a băgat.
Mai băgasem eu un mod, dar nu știu dacă s-a activat. Cred că o să bag data viitoare în care se activează apartamentul. Bă, deci ce mă fac eu că e închis, fratele meu? Trebuie să las timpul să treacă. Și n-am ce face decât să las timpul să treacă. Ce vorbă ăștia? Hai să mă duc acasă și să vă arăt almo dacă n-am. Dar ia stai mă, poate aveam pe aici cafea și nu știu eu. Nu știu dacă trebuie să mă duc la magazin neapărat. Open. Opa. Ok. Trebuie să pun boabe. Și unde am boabele? Asta e întrebarea. Unde-s boabele de cafea? N-am boabe de cafea, fratele meu. N-am boabe de cafea. Să vede capul meu. Ce mi se părea șmecher? Mă enervează că e închis acolo la magazin. Chiar vreau să fac o cafea să văd cum e. Ce mi se părea șmecher e că pot să iau cana. Apropo, am ghiozdan. Am uitat să vă zic de modul ăsta. Am ghiozdan. Tocmai cupa aia am luat-o în ghiozdan. Și pot să iau de exemplu. Nu știu dacă pot să iau bateria, că e... A, scusul l-am încărcat. Iau bateria în ghiozdan, iau trusa asta, iau asta în ghiozdan. Iau toate astea în ghiozdan, mi se pare foarte tare. Și când apăs tab, bang, selectez aici ce vreau și pun spanner set, uleiul ăsta. Și îmi sună telefonul și vreau să vă arăt altceva în afară de ghiozdan. Noua mea achiziție cu banii din My Summer Car pe care i-am strâns. Mi-am luat telefon mobil, fratele meu, și mă sună fletare. Am Nokia. Ce vreau în fletare asta? Și că mi-a reparat nu știu ce, habar n-am ce a avut. Ia stai mă, bă fletare, eu sunt Superman. Stai mă, că vin acum, mă, dacă tot mă suni tu. Stai așa. Hai să luăm pe ăsta în ghiozdan. Uuu, ce skin avem pe mașină. Aia e, altceva? Mișto? Hai să vedem. A, ăsta era mă schimb în alt camion, da. Era înlocuit și camionul ăsta. Hai să vedem la fletare, care e treaba, băi, fletarii. O, se putea mașina asta să n-aibă numere, dar îmi place că asta are de alba. Numere de alba. Ce fa, mă, fletare, mă? Ce fa, mă, fletare, mă? Ce e mintea mea? Nu prea e nimic în momentul ăsta. Bine, ați venit. Nu prea scrie cum trebuie, dar înțeleg eu. Vă mulțumim. Scrie invers, să zicem. Da, deci nu sunt puse texturile cum trebuie. Să moară Gibila, nu știu cum dau pagina, am uitat. Chiar nu știu pe ce apăs ca să continui mai departe. Mamă. Așa. Hai să mai încerc o dată. Pe ce trebuie să dau click, fratele meu? Aha. Da, deci vrea să scrie în română, dar nu sunt texturile puse cum trebuie. Mamă, sunt toate paginile astea întoarse. De aici nu e bine. Astea nu sunt bune, trebuie să înlocuite, nu se vede deloc. Altceva? Mi-a făcut jantele astea, probabil că la astea se referă. Și, boss, putem să le luăm în ghiozdan. Așa de șmecher sunt. Aici nu e schimbat ăsta de raliu. Aș vrea să fac episodul viitor raliu și să fac un nos full. Lăsați-mi în comentarii dacă vreți să vedeți un astfel de episod sau cam ce ați vrea să vedeți mai nou din My Summer Car în afară de modurile astea. Hai să-mi scot telefonul. Era tare să pot să mai fac și altceva cu el, dar sincer nu prea mai știu să fac altceva cu el. Ce trebuie acum? Nu pot să-l selectez? Așa. Back off. Mamă, nici nu știam că e. Stai să văd imediat comenzile la telefon să mai pune dacă are și alte comenzi telefonul ăsta. Ok, n-am găsit alte întrebuiințări, sincer, la telefonul ăsta. Hai să vedem. Ia ce pot să văd pe ecran. Huntera? Hutera? Hutera? Am băgat în ghiozdan, l-am ciordit în ghiozdan. Altceva ce să fac și eu? Ce găsim noi aici? O baterie. Cum a ajuns să are o baterie în mijlocul câmpului? Aceasta este o bună întrebare. Și dacă tot suntem aici lângă casa unui vecin, hai să-i băgăm bateria în fosa septică ca să se producă un scurt circuit al unei extorsiuni.
Aolea, dar cum fixăm noi oare placa asta de ciment? Nu prea merge fix. Hai că am reușit să o fixez cât de cât. Perfect. Am auzit o mașină care a trecut, ești nebun? Bă, și am încercat să găsesc poliția, dar n-am nicio șansă, fratele meu. Hai să mă mai duc o dată să încerc să caut poliția, dar n-am nicio șansă. Am căutat o dată trecută în continuu. Găsești poliția foarte greu acum și mă enervează chestia asta. Nu știu cum să fac să găsesc poliția, pentru că am schimbat puțin texturile, am umblat, eu am încercat să fac să semene mașina de poliție cât mai apropiată de poliția românească. Și nu știu, hai să vedem. Să încerc să mă duc după poliție, să vedem dacă o găsim pe undeva. Bănuiesc că nu o să o găsim. E total random acum poliția și mă cam enervează. Așadar, fii atent, dacă tot mă duc după poliția cu iar și oricum n-am ce face mare breză, vreau să dau nosul, frate, cât mai puternic. Hai să-l dăm la maxim, să vedem ce se întâmplă. Sper să nu-mi explodeze mașina. Ok, e aproape la maxim. Are presiunea la maxim. Și m-aș băga și la un raliu. Chiar nu știu ce roți am, oare sunt astea off-road, fratele meu? Good Gummer Cobra se numesc. O să mă uit în revistă dacă sunt astea. Mă duc și pe acasă. De fapt, pot să mă duc acasă, că eu sunt Superman, frate, mă teleportez. Și fii atent că mă duc direct și mă uit în revista aia. Scrie și în română pe copertă, mare șmecherie. Hai să vedem. Piese de mașini. Dar nu de... De aici ne luăm cauciucuri, parcă, nu? Nu numai jante și cauciuc... Bă, nu sunt... Nu mai înțeleg de unde ții cauciuc, sunt pierdut, m-am încurcat cu nou update, că n-am mai jucat de atunci. Deci astea slick. Astea... Astea cred că sunt alea originale de pe mașină, care arată praf. Și deci cred că am roțile bune. Dar întrebarea e... Nu, astea sunt originale, clar, astea sunt originale. Asta cred că sunt ale de raliu cele mai bune. Europesca. Nu știu dacă o să le pun, mă mai gândesc. Dacă vreți să fac raliu, o să fac asta la raliu. O să pun roți mai bune. Până atunci, rămâne să le folosesc pe astea pe care le am, care habar n-am pentru ce sunt bune astea. Și să luăm mașinuța, să încerc să găsesc poliția. N-am absolut nicio șansă, stați liniștiți. Hai să mai vedem. Uite, suportul de cafea, frate, am uitat de el. Dar l-am aruncat prost în acțiune. Aici e suport de cafea, putem să punem cafeaua aici, mi se pare prea tare. Și, da, deocamdată, ia să vedem. Da, până la urmă, ce face asta, că nu înțeleg? Program 10-20. Hai mă că e deschis, mă, era prea dimineața asta, e că nu înțelegeam. Cafea. Luăm bobe de cafea, vreau să fac cafea, frate, vreau să fac cafea, de ce nu pot să iau bobe de cafea? Care sunt bobele de cafea, că nebunesc. De unde iau bobe de cafea? Astea, nu, ale erau, dar nu se, nu pot să le iau, deci, eu cum fac cafea? De unde cumpăr cafea, că nebunesc? Oh, ce? Ce e asta? N-am văzut asta până acum, ești prost? Asta e apă. Oletko sä Ce? muistanut merkille mitään tuota omituista De când s-a băgat apă, frate? Eu nu liikehdintää? știu cum am băgat apă Tuo asta. yksi aiemmin tuolla Dacă asta pikkuarolla era tuntuu băgată muuten kyllä. singură sau care e faza. Me ollaan kyllä ihmetellyt, että mitä se tekee, kun se aina käy lenkit tuossa N-am heittämässä. place că bea Se și o ei aruncă așa tarvitse pe sitä jos. Nu näin înțeleg care e faza. Mama, am apă, mai summer car, habar n-aveam, frate, până acum, am făcut dezmăță aici, oricum. Și care-i faza cu cafea, de ce nu pot să o cumpăr? De ce nu pot să cumpăr? Opa. Nu, cred că am luat zahăr. Da, am luat zahăr. Drojdie, concent... Ah, asta e cafea. Asta e cafea, am găsit cafea. Am găsit cafea. Yes, îmi fac cafea. Mulțumim. Hai să mă duc că... Aolo, n-am apăsat butonul care trebuie. Hai să mă duc acasă să-mi fac cafea, fratele meu. Deci, am ajuns acasă. Fugim repede. Fugim repede. Și... Hai să punem. Mamă, le-a pus de ce cafea e asta, frate, verde? Am închis. Și acum cum pornim?
Need water. Asta era șmecheria cu apa, mă, ești nebun, fii atent. Acum trebuie să mă duc să iau din nou apa. Să luăm apă. Puțin apă am rămas, asta i-am băut că țăranii, ce să facem? A venit momentul adevărului, să facem cafea. Da. Apă. Hai să vedem cum pun. Trebuia să pun aici apă, frate, habar n-aveam. Acum închid. Și acum cum pornesc? Turnon. Trebuie să apăs F. Și o apăs F. Tocmai acum s-a trezit microfonul meu să cadă. Și mi se pare foarte șmecher. Hai să... Wow! Cât stă? Wow! Oare pot să opresc chestia? Că nu înțeleg. Nu, cred că se oprește singură. A, ba, nu pot să opresc. Hai, lasă să o fac full. Ia să văd ce se întâmplă dacă lasă să dea în... Dracine. Nu mai pot să deschid capacul ăsta. Aaa, s-a oprit. Ok. Need coffee beans. Ce mă, tu mai vrei să faci? Ai nebunit la cap? Dar vreau să scot și eu, nu mai... Tot tema de aici de spray de moschito, că eu vreau să opresc. Need coffee beans. Bă, ăsta a nebunit. Cum scot asta? Cum folosesc mai departe? Cumva am luat o ceașcă de cafea, dar nu știu cum am umplut-o. A, încă e umplut-o. Mamă, mai are cafea ca lumea. Oare ce se întâmplă? Am scăzut de fatigă, boss. Acum pot să mă plimb peste tot și să nu obosesc. Faza e că se și murdărește, mă întreb dacă pot să spăl. Nu cred că am ajuns să spăl vase mai sau măcar. Poate ce n-ai bine, mă, nu mai știu să pornesc nimic. Așa, hai să-l spălăm. Nu cred că merge spălat. Hai să o lăsăm baltă că nu merge spălat. Am mai umplut-o cu cafea, cu puțină cafea și fii atent și șmecherie aici, boss. Stai să mă duc unde eram. Aolea mea, căzut cana. Fii atent și șmecherie. Poză de boss. Mamă, ce e asta, fratele meu? A tras și mai în linie cu creta. Fii atent, șmecherie. Aie, boss, am cafea la bordul mașinii? Am. Asta nu mai întrebe nimic altceva. Să-mi pun centura, frate. Poate cu centura nu mai o să dau greu. Și să nu uităm că nosul este la maxim aproape. Și hai să vedem ce se întâmplă cu el pornit. Bă, merge mașina foarte repede. Faza e cu atâtea moduri că mi-au scăzut FPS-urile grav. Hai să vedem dacă avem bulan să dăm de poliție aici după colț. Cel mai probabil, mai mult ca sigur, nu o să dau de poliție. Dacă nu o să dau de poliție, vreau să dau o tură. Sincer, o să dau în fiecare episod o tură. Până dau turul hărții să văd dacă găsesc poliția. Să văd dacă... Pot să-mi văd și eu modificările ce le-am adus eu poliției. Cu mâna mea le-am făcut și am încercat să fac poliția mai asemănătoare cu cea română. Să văd și eu cum arată, că n-am cum să o văd altfel. Dacă nu pot să o văd, o să fac un dita mai accident într-un copac, că m-am supărat pe viață. Și vestea excelentă e că microfonul meu aproape era să cadă de tot și eu am stat să mă ocup de microfon
Și mi-a intrat mașina în copac. Și nu s-a stricat mașina chiar atât de rău, dar nu mai pornește mașina. Asta e singura fază și nu știu de ce nu pot nici să cobor din ea. Ai nebunit? Nu mai pot nici să cobor din ea, fratele meu. Stai așa, fii atent. Dacă tot e să stricăm jocul ăsta, hai să-l stricăm ca lumea. Oh. Putem să teleportăm unde vrem noi. Mamă, ce se întâmplă acum? Vor fi... Mamă. Mamă, cum am făcut asta? Da, deci nu mai am cale de scăpare. Nu pot să... Ah, gata, mă, nu putem să cobor de la bordul mașinii. Cam apăsat pe 2? Nu. Deci trebuie să dau un restart la joc. Mam. Mam. Trebuie să dau un restart la joc să văd ce pot să mai fac. Ho. Iar arată dezastros mașina. Sincer, hai, dacă tot am trecut pe aici și am teleport, hai să vedem ce mai e pe aici, fratele meu. Wow, astea sunt artificiile. Aparatul de fotografie și atât. Nu s-a mai băgat absolut nimic nou pe aici. Ok. Deci, la mulți ani. Punga cu la mulți ani. Cred că sunt artificiile. Da. Hai să dăm o artificie aici. Aruncă, boss, că o să murim cu ea. Unde s-a dus că n-am văzut-o? Unde s-a dus? Păi, ești prost? S-a dus în apă, cred. Mam. Trebuie să mai scoatem câteva. Oare pot să o înfing în pământ? N-am încercat niciodată. Nu prea pare că pot. Nu, asta. Nu vrea să stea, pur și simplu. E, atunci... O îndreptăm spre casă. Și dăm foc. Să vedem ce se întâmplă. Bum! Frumos. Asta a fost tot. Și nici măcar n-a explodat artificia. A, uite mă că a explodat cap. Ok, deci hai să mai încerc o dată. Să văd dacă găsesc poliția. O să dau o tură. O să bag nosul la maxim. Sper de data asta. Ia stai mă să-l dau fix la maxim. Să vedem ce se întâmplă mă. Băi, eu sper că-l dau un... Bo, sunt băi, băiatule, băi. L-am scos. Așa. Să-l dau la maxim. Dar cred că s-au scos și firele. Erau niște fire conectate pe aici. Oare ce s-a întâmplat cu ele? Nu știu dacă e conectat. Oricum. Încerc să-l dau la maxim. Nu știu de ce de fiecare dată când mișc de ăsta apare că... Explodează nosul. Bă, eu sper că e la maxim. Habar n-am acum. Nu știu dacă o să mai funcționeze. Asta e întrebarea. Funcționești? Funcționești? Deci... Hai să vedem. Oh, ce bine a plecat. Bă, se aude ceva în spate. E bine, hai să căutăm poliția română. Poliția, e aici! Poți să văd ce am făcut la skin? Să vedem dacă mi-a ieșit ceva. Habar n-am ce mi-a ieșit, cred că mi-a ieșit o porcărie. Sirena nu e schimbată cu roșu cum trebuie. Da, sunt vai de capul meu, deci... Nu prea mi-a ieșit ce am vrut să fac. Asta e o textură făcută de mine. Bă, arată mișto ăsta în față. Trebuie mutat un pic. Rutieră, poliția rutieră. Faza e că am colorat cu roșu. Dar n-am colorat. Ce? Ce? Bă, nu pleca, mă. Bă, vreau să-ți văd mașina, ești tâmpit. N-am colorat partea care trebuie, aparent, cu roșu. Aici se vede mișto poliția pe ea. Mă uit așa că să știu și eu ce voi face pe viitor. Dacă făceam ăsta mai mare, se vedea mult mai bine. Ia uite și peste. Poliția! Poliția! Ce faceți, bă, grașilor? Mai băgați mult? Mai băgați mult în voi? Ia uite, m-au plecat și ăștia. Bă, nu înțeleg, vreau să fac chestiile alea, una roșie, una albastră, dar nu mi-a ieșit. De ce au plecat, mă, colegii voștri? Bă!
Bă, ții cu ăsta la tine mână, stai așa că facem noi legea. Facem noi legea. Tu îmi zici mie stop? Ia, iar îmi scoate alcool testul. Bă, nu te-ai săturat? Mai e un polițist în spate sau mi se pare mie? Lei cu radarul. Dar nu știu de ce fuge poliția când te apropii de ei. Vreau și o să mă uit la ei frumos. Și au fugit de mine. Hai să vedem ce au de gând să mai zică. Allahu Akbar. Cam atât au zis polițiștii. Mai e vreunul întreg? Mai e unul pe partea cealaltă. Nu pot să cred că i-am găsit. Skin-ul nu a ieșit exact cum am vrut, dar măcar am putut să fac mașină de poliție albă sau nu mai mult cu poliția română. O să încerc să o mai modific, dar va fi foarte greu. Ce faci, mă? Tu ai radar, mă? Hai cu mine pe mașină. Dar de ce se aud ăștia când îi cazi de parcă zic alea, alea, alea? Astea sunt finlandezuri? Sunt arabeți, că nu mai înțeleg nimic. Hai să vedem că mai era unul pe aici pierdut. Cred că o să mă trezesc cu poliția acasă din cauza asta. Era tare să mă alerge poliția acum din cauza asta. Era panorama rău. Mai am un polițist de călcat? Pe ăsta o să-l iau cu viteză. Ala, ala, ala! Mamă, la durul pe ăsta. Hai să vedem ce e la uzina asta de cereale. Ce naibii e uzina, auzi? Depozitul ăsta. Ce se... silozurile astea. Ce se depozitează, mai vreau și să văd, n-am văzut niciodată. Ok. Până aici nimic. Și am multe clădiri și spații. Asta n-a fost bine. Și dacă tot am încheiat așa, vă încheie și episodul. Eu am fost Jubunul, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă salut. La revedere. Și-mi place că telefoanele îmi sună în timp ce mor. Sunt șmecher. Sună telefoanele ca vrații.